Deci am venit după tine și te-am urmărit, am văzut că vii de la atelier, de la garaj cu remurcuța plină de tot felul de echipamente și utilaje și de data asta mi s-a părut ceva foarte interesant. Am sentimentul că sunt chiar atomizoare? Atomizoare, da. Așa? Avem două modele de atomizoare. BTA, ambele de la Bizonte. Ambele de la Bizonte. Mm-hmm. BTA MB650Y și BTA MD600Y. Sunt convins că sunt niște diferențe între ele și poate că din punct de vedere tehnic vom detalia, dar aș fi vrut să-mi faci descrierea de unde vine MB și de unde vine MD. Care e diferența dintre ele? Miss Brower, care dă numai soluție, uh-huh, pe partea de soluție, și MD-ul e Miss Duster, care dă și parte de pulverizare, granule. Am înțeles, deci Duster de la granule și atunci ăsta face doar soluție lichidă, exact, și MD-ul și face ambele, și soluție lichidă și pulverul lent. Exact. Granule până la dimensiunea de 120 de microani și timpușia tehnică. Da. Așa, dar mai sunt niște diferențe, că văd aici un motoraj. Cât de puternic e motorajul ăsta? Aici avem un 1,8 cai, uh-huh, putere, motor în doi timpi, carburație simplă. Și acolo avem un motor de 3,4 cai, uh-huh, tot doi timpi. Deci ăla MD-ul e mai puternic, dar da, aici la MB văd că în afară de pompă mai are aici ceva special, o pompă de suprapresiune sau cum se numește. Da, ele ambele produse sunt prevăzute cu pompă booster, o pompă care mărește și împinge soluția către, uh-huh, zona de pulverizare. Ambele produse au această pompă. Și capacitatea de pulverizare datorită acestor pompe, la ce distanță mă poate pune să mă gândesc? Acest model se ducă undeva 6-8 metri. Pe înălțime? Pe înălțime, uh-huh, pe verticală. Și pe orizontală se duce undeva la 10-12 metri. Uh-huh. Și în schimb celălalt se duce de la 8 la 10 metri. Diferența verticale, de pompă, da? Normal și de puterea motorului. De puterea motorului. Acolo avem 3,4, aici avem 1,8. Deci e aproape de 3 ori mai puternic. Da. Și probabil că și puterea asta se corelează cu posibilitatea lui de a pulveriza și granulele. Da. Uh-huh. Și hai să-l descriem așa puțin, pentru că văd aici că motorașul ăsta poate fi pornit cu demaror, da? Manual, normal. Avem bazinul de soluție, așa. Avem partea de rezervor în combustibil. Combustibil fiind benzină. Da, da, benzină, uh-huh, cu amestec, fiind cu un amestec, motor în doi timpi. Carburator, avem în care avem șocul. Pentru orice pentru pornire. Avem aici tubul. Pe partea de tubul tub, ăsta mi se important, pare foarte interesant, așa, da, adică în afară de faptul că are acest racord flexibil și care îmi dă posibilitatea să-l orientez către sus, jos și așa mai departe, văd că ajutajul lui are tot felul de reglaje, adică 1, 2, deci aici văd cu 4 colțuri, aici cu 2, să ne povestești un pic despre, da, ce e vorba. Aici avem un robinet. Uh-huh. Acest robinet ne ajută foarte mult înainte de momentul de a-l lua în spate. Noi l-am pornit, îl pornim așa. Noi dacă l-am lăsat deschis până îl punem în spate, toată soluția are împlășteaua. Datorită principiului vaselor, exact, comunicante. Noi, da, ce, da, facem? Da. Închidem acest robinet. După să păstrăm soluția. Exact, ne-l punem, da, după ulterior deschide, îl deschidem, mm, pe poziția deschis și... Și practic avem două fluxuri, pe tulumba neagră circulă aerul și pe furtunel circulă soluția noastră. Exact. Și atunci primul control avem aici la robinet, da, da, cum ai spus, dar aici sus mai avem un... Este un robinet reglaj de reglaj a debitului de soluție, uh-huh, este de la 1 la 4. Adică are 4 trepte de reglaj. Da, 4, uh-huh, trepte de reglaj. În care noi limităm soluția. Vrem, adică ne uităm, soluție, ne uităm cât de bine pulverizăm sau la, exact, ce distanță suntem și atunci asigur și că ne putem plantă, ajusta. De volumul plantei și de orice. Una e să dai pe roșii că sunt mai fragile, da, și alta e să dai, exact, pe un copac, un cireș mai bătrân. Da. Am înțeles. Dar mai știam că și aici sus în capăt ai niște... Da, sunt niște grile. Grile. Avem, el vine cu trei tipuri de grile. Aceasta este o grilă în cruce, uh-huh, și avem și niște grile în linie. Am înțeles. Adică în funcție de
debitul pe care le asigur. De cum pulverizăm. Și adică... de poziția pe care o am, sigur că pot să schimb și grilele astea. Exact. Și atunci agentul respectiv diferit. Orientează puțin. Da. Uh-huh. Adică sunt grile cu partea înclinația care vine către jos, către baza plantei, sau cu partea către vârful plantei. Hai să-l pun la loc, că mi-e teamă să nu-l pierd. Nu-l pierdem. Da, e relativ simplu de montat. Da, sunt niște cleme. El se apasă până face... clang. Exact. Avem o prindere de și... Cred că nu l-am nimerit din prima. Gata, gata, mi-a făcut clancul. Deci simplu de montat și evident că aici pe spate avem bretele ca să ducem în spate ca pe un rucsac. Exact, cu un burete care ne protejează spatele. Să nu ne rupă cocoașa. Să nu fie o parte rigidă în care să ne deranjeze. Da, ce mi se pare interesant este că Bizonte s-a gândit să facă un dublu design, adică un atomizor normal pentru soluțiile lichide. Și încă unul, și aș vrea să facem schimb acum, să-l prezentăm și pe al doilea, care, cum spuneam mai devreme, ne ajută să pulverizăm și soluții lichide și granule. Iar pentru partea de granule, văd că producătorul a prevăzut un alt tip de pompă. În rest, așa, construcția pare similară. Da, pare similară construcția, doar că avem aici rezervorul, avem la partea inferioară, nu mai avem la partea superioară a atomizorului, bazinul de soluție, partea de demarol, șocul și avem rezervorul și tubulatura ca și la celălalt care vi l-am arătat înainte. Știi ce n-am povestit pentru... noi înainte? N-am povestit despre mânerul ăsta. Cam accelerația cu blocaj pe lateral ca să nu stau toată ziua dacă dau sau pe perioada când dau cu soluție, se blochează. Cam asta ar fi. Deci practic acolo se întâmplă toată comanda. Da, da, da. E partea comandă, avem on-off și partea de accelerație pe mâneri, plus că ne permite să direcționăm cum dorim soluția. Pe ăsta văd că nu l-ai umplut în rezervorul de soluție, dar mă gândesc că ai altceva la interior. Da, la interior sunt componentele pentru partea solidă. Avem o tubulatură, un tub, care el vine montat în, la atomizor pentru granule. Uh-huh. El vine montat în locul furtunului, vine de tipul ăsta și pe tubulatura de evacuare. Am zis, deci granule nu mai pleacă prin furtunașul exact, pe care vine soluția, pleacă prin racordul albastru normal, și intră direct în tubulatura. Intră direct în tubulatura de unde e un fel de bypass pentru granule, ca să spunem așa. Exact. Și văd că avem aici și filtru pentru soluții și așa mai departe. Da, este un recipient pentru combustibil. A, uite că am văzut și grilele alea. Sunt care... și cele grile despre care discutam. Mm-hmm. Sunt cele trei grile orientate diferit. Mm-hmm. Vedeți dacă au o mică înclinare. Da, da, da. În funcție de cum aplicăm soluția. Și același sistem de bretele pentru transformarea echipamentului în echipament de spate, rucsac. Normal. Deci, datorită pompei, ăsta este puțin mai agil. Este mai agil și mai puternic. Și mai puternic, în sensul că știe să împrăștie și granule și crește puțin și distanța normal, de pulverizare. Și are o mutualizare de 3,4 cai. Bine, probabil că puterea sau jetul ăsta de pulverizare trebuie reglat și vis-a-vis de cât de mare este planta respectivă. Poate să fie un puiet de ăsta sau poate să fie dita mai copacul. Da, în funcție de dimensiune plantei. Dar adică... cu reglajul pe care vorbești, cu cele 4 trepte care le avem aici, n-ar fi o problemă. Nu, avem toate comenzile la îndemână ca să putem să ne facem treaba. Asta e mai mic și are 9,5 kg masa lui proprie, ăla e puțin mai mare, 10,5 kg. Rezervoarele sunt identice? Aproximativ. Aproximativ. Dar la mare știu că duce până la 14 litri. Da. Deci una peste alta acolo ești cu 25 de kg în spinare. Da, da. Capacitate. Și aici fiind motorul mai mare, normal, volumul rezervorului trebuie să fie mai mic. Trebuie să fie mai mic să se echilibreze. Exact. Uh-huh. La asta mi se pare foarte interesant că e la îndemâna oricărui om. Deci această compactitudine îl face ușor de transportat, de manipulat. În plus, dacă clientul dorește să mai reducă din dimensiuni, foarte simplu, tubulatura se demontează foarte ușor. Da, și se poate scurta, ajusta. Exact, am mai redus din dimensiune și poate să-l... Dragii mei, anul ăsta, după cum puteți vedea, se poartă roșu. Ce cred că este important este că e ușor de operat. Ușor de montat, ușor de întreținut. Da. Așa că, dacă doriți să vă uitați și la partea de prețuri, o să vedeți că există o diferență între ele, datorită echipării cu pompa respectivă.
Dar cred că mai important decât prețul este domeniul de utilizare și faptul că avem fie soluție lichidă, fie soluție lichidă și granule, ne face să acoperim orice aplicație dintr-o gospodărie, dintr-o fermă agricolă. Bine, spor la treabă! Mulțumesc.